De când e copilul mic, are nevoie de mângâiere. Și dacă n-are numai o săptămână de viață, are nevoie de mângâiere. Dar pe măsură ce crește, are nevoie tot mai mult de mângâiere. Și oamenii bătrâni au nevoie de mângâiere. Am fost și într-o familie împreună cu fratele, o soră bătrână, dar și neputincioasă, chiar ca să dea mâna, a trebuit cu mâna stângă să ia mâna și să poată da mâna. Și sigur, când intri în casă la câte un om bătut de valurile vieții, lovit în soartă de diferite neputințe, numai prezența lui, a musafirului în casa celui năcăjit, e o mare mângâiere. Nu degeaba cuvântul Domnului notează ca un lucru vrednic de răsplătire în Matei 25, când spune: am fost străin și m-ați căutat, am fost bolnav, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Nu știu dacă anul ăsta voi avea harul să umblu până închisori, dar ori de câte ori am intrat prin închisori și anii trecuți și când eram încă în Sibiu, atunci meream în fiecare miercuri. Pentru mulți de acolo, numai faptul că te vedea un civil între ei era o bucurie mare. La Cluj, în penitenciarul de femei, când m-au văzut acolo, s-a nimerit și vreo două sau trei care mă cunoșteau. Atâta mângăiere, atâtea lacrimi. Și am putut să le oferim ceva hârtie igienică, câte un pix, câte un plic cu hârtie timbrat, gata, ca să poată scrie două cuvinte acasă la părinți. Și alte mărunțișuri care era permis ca să le bage în lăuntru și să le împarți. Dragii mei, mângăiați pe poporul meu. Mi-a venit să zâmbesc de fratele de la Moldova. Povestea că la ei, la adunare, a fost un alt frate care a vorbit foarte dur de păstor, de unul, de altul, n-amintesc nume, dar zicea, când e vorba de un demonizat sau ceva, păi să tragi cu pușca, că nu-i mai găsești. Văzând îndrăzneala lui în predică, în adunarea respectivă era o persoană muncită rău, de o depresie urâtă, de un demon, mai bine zis. Și gata, au mers cu toți acolo, că ăsta e brav, ui cum a vorbit. Părinții și cei din casă au fost tare mângăiați, dar când a fost vorba ca cel care a vorbit dur să-și arate vitejia, s-o tras înapoi
și ei care nu au vorbit nimic împotriva unuia sau altuia, ei au îndrăznit și s-au rugat. Dragii mei, avem nevoie de multă mângâiere fiecare din noi. Mângâiați și vedeți bine cuvântul acesta, chiar ca și sintagmă, dacă l-ai lua, să pronunță de două ori, mângâiați, mângâiați. Ce înseamnă asta? Nu era destul să zic o dată? Nu, pentru că un cuvânt biblic repetat de două ori, ca și cum e cu Nicodim și Iisus, adevărat, adevărat îți spun, aceasta însemna că nu se poate schimba. Aceasta însemna că nu trebuie să o lași să treacă. Aceasta însemna că din asta tu vei da un extemporal al vieții. Ai mângâiat pe cineva? Te-ai dus tu de capul tău gândindu-te, dar poate Domnul a lucrat în capul tău ca să te duci. Odată, v-am mai povestit asta, cred, am plecat de la Sebeșel cu o straiță de aia de rafie în mână după pâine, la Petrești, că nu era în sat. Acum vin ei din Petrești în Sebeșel după pâine, că-s două centri de pâine în Sebeșel. Și când am fost acolo, îndemnarea inimii nu m-a lăsat să mă duc mai departe. M-am dus la Sebeș, nu m-a lăsat să mă duc mai departe. M-am dus în șoseaua care duce la Alba Iulia și acolo am primit așa o îndemnare să mă duc cu prima mașină unde mere. Și a venit unul cu un camion din ăsta de 5 tone, cum era atunci, și celălalt nu a oprit nimeni, ăsta a oprit. Unde te duci? Dragă, dumneatale, unde te duci? O, eu mă duc către Baia Mare. Și am mers până în Gâlgău cu el. Și în Gâlgău am aflat de ce m-am dus. Murise mama la 5 fetițe. Prezența mea în familia aceea a fost așa o mângâiere de mare. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Am luat-o pe jos, m-am dus la Fodor, am dormit la fratele Miclea Ion, la moară, și el mă întreabă, dar cum de-ai sosit? Cum? Pe noaptea, cum? Cum? Am fost înștiințat să viu că trebuie să particip la o mormântare. Vai de mine, în Gâlgău a murit o mamă, au rămas 5 fete de ea și cu tare mâine-i în mormântarea. Și cum zic, când m-au văzut frață că intru în casa lor cu fratele Ion acum, atâta mângăiere a fost și pe copilele alea, dar și pe fratele, și pe frață prezenți, că a văzut că Dumnezeu m-a trimis de la peste 200 de kilometri ca să fiu o mângăiere într-o casă tristă. Ce minunăție e și asta! Măriți să fie Domnul Iisus Hristos! Putem să ne aducem aminte de exemplu și din cartea lui Iov. În cartea lui Iov ne scrie cum Dumnezeu a mângâiat pe Iov, l-a însănătoșit, dar a trebuit mai înainte de a primi mângâierea și vindecarea, el să ierte pe cei care l-au întristat.
Adesea ori mângăierile fug de noi pentru că noi nu suntem în stare să împăcăm lucrurile. Dacă Iov nu s-ar fi rugat pentru iertarea celor greșiți, cine știe dacă boala nu s-a înturnat înapoi peste el. Dar necazurile lui cumplite, cum n-a mai fost om încercat ca el. Tovarășii lui, înțelepți vremurilor de atunci, între care se număra și el, dragii mei, au vorbit obraznic, au vorbit rău, l-au înjosit la un moment dat. De prima dată n-au avut cuvânt, au stat acolo, cred că 7 zile, fără niciun cuvânt. Dar s-au obișnuit oamenii cu omul bolnav, cu boala lui, și atunci a început să-l chestioneze și să-l osândească că o păcătuit. Și de-aia e așa. Și l-au osândit zile în șir. Dar când Dumnezeu a pus capăt încercării lui Iov, ca să-i dea sănătate, ca să-l restaureze și să-l pună din nou în locul lui, i s-a cerut să se roage pentru cei care l-au întristat pe el și care n-au vorbit drept cu privire la el și apoi poate nici chiar cu privire la Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, numai în vederea lui Iov vă iert pe voi. Și Iov, aflând aceasta, s-a rugat la Dumnezeu cu sete pentru cei care l-au calumnizat. Și ei au fost restaurați, vindecați, iertați și el a primit vindecarea. Mărească-se Domnul Iisus! Mângăiați, mângăiați pe poporul meu! Să mângăi pe copilul orfan. Te-ai gândit vreodată câți orfani, că le-a murit părinți în accident, câți orfani lepădați de mame care n-au văzut chipul mamei lor, cum am văzut pus pe internet o cățelușe, a auzit scânceitul unui nou născut într-un tombiron, s-a dus câte-i câinele de câine, l-a luat de acolo și l-a dus în curte la o casă. Când a ieșit afară și a văzut că are un copil nou născut cu buricul după el, imediat l-a luat de la cățelușă, l-a dus și a fost salvat și trăiește. Ce așteptați? Să ne învețe animalele milă. Am văzut așa milă la animale. Am văzut, de exemplu, într-o zi ieșind de acasă, mi se părea că vorbește cineva la un megafon mare și se vedea două voci, dar nu știam ce limbă vorbesc. Și așa m-am dus până la Walmart. Și când am ajuns acolo, pe clădirea cea mai înaltă a fostului Dăbeu, erau două gâște din astea sălbatice, trebuie că un gânsac și o gâscă, și plângea soarta la o altă gâscă pe care o răpit-o un ul mare ceva, pe mai jos cu o platformă acolo. Și așa gălăjie și așa plângeau și așa făceau o gălăjie de mare, ca om, neînțelegându-le graiul, ți se rupea inima de durere când ele de sus se uita cum ăla rupea din ea și-o omorât acolo. Și animalele au milă.
Am văzut chipul unei rândunici care când soarta, cosoarta, a murit în zbor și a căzut jos. Cum a venit, cum a tot dat cu labele în ea, cum a plâns, atât a plâns, până a văzut că aia e gata, ai țap până, n-are ce face. Apoi a plecat. Dar cum de oameni adesea ori nu pot plânge pe ăla sau pe ăla că i-au fost vrăjmași și pleacă din lume fără să fie în păcat. Și ăsta ce rămâne, rămâne tot cu o inimă ră și acră. Doamne, mare păcat îi când nu ai milă. De aceea, cum am zis, în Matei, în 25, șase lucruri pretinde Dumnezeu și toate aceste șase sunt efecte a milii. Să-i dai să mânce la flămând, să-i dai să bea la cel sătios, să-l îmbraci pe cel gol, să primești pe cel străin, să vizitezi pe bolnav și să te duci și la cel din temniță. Și atunci tu ai împlinit mila. Tu atunci ești un om a mângâierii. Dar dacă nu faci astea, la judecată, ți se vor imputa toate aceste șase lucruri. Plecați de la mine, blestămaților, în focul cel veșnic. Că am fost flămând și nu mi-ați dat să mânc, am fost sătios și nu mi-ați dat să beau, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost străin și nu m-ați primit, am fost bolnav și n-ați venit pe la mine, am fost în temniță și nu m-ați căutat. Vezi? Mângăiați pe poporul meu. Gândiți-vă la orice om năcăjit. Gândiți-vă la frați și la surorile din biserica noastră. Că nu toți o duc așa bine cum o duci matale. Nu toți au tot ce le trebuie. Și alții sunt bolnavi, infirmi, nu pot mai mult. Da, cu câtă dragoste te-ar primi, să-i deschizi ușa într-o zi. Și ce bine ar fi să fie cum a fost la noi aici mai înainte, acum pare că nu mai e, să facă mâncare. Hai să nu faceți mâncare aici, dar surorile să pot și frații pot. Să aibă un tabel cu toți cei năcăjiți care nu se pot ajutora singuri și săptămâna asta vizitezi tu, săptămâna aia vizitez eu, săptămâna aialaltă vizitează elalalt și să ne facem de plin datoria mângăierii. Doamne ajută-ne! Apoi cuvântul Domnului zice, vorbiți bine Ierusalimului, și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelejuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Păi, într-adevăr, Dumnezeu pedepsește păcatele și la oameni, și la evrei, și la cetăți, și la țări. Dumnezeu pedepsește păcatele. Numai că Dumnezeu nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, ci după îndurarea lui cea mare să îndură iarăși glorie lui. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al milei și noi suntem chemați să fim copiii lui. Și atunci trebuie să avem aceeași atitudine dumnezeiască. Să iertăm pe cei păcătoși, pe cei greșiți. Vorbeam cu fratele Andrei despre cineva care cu adevărat a fost un gunoi, vrednic de zvârlit la gunoi. Dar cu rugăciune și cu iertare, azi ne putem bucura.
împreună. Că Dumnezeu e un Dumnezeu a mângăierilor. Glorie Lui! Și apoi, timpul nu văd eu, dar cred că a trecut, să-i lăsăm timp și la fratele Andrei cu lecția lui. În schimb, mai jos ne vorbește de Ioan Botezătorul și zice, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, netezâți în locuri uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Când am coborât din Aman și am trecut Iordanul până aici și pe o parte și pe alta, e loc uscat. Și acolo a botezat Ioan și acolo și-a făcut el lecțiile predate de Duhul Sfânt și tot poporul se duce în pustie să-l asculte pe un om pe care nu știe de unde-i, cine-i. El nu știe să spună, pentru că el a fost mic când Zaharia a venit la slujbă și securitatea lui Irod nu l-a mai lăsat să meargă înapoi. El a rămas cu mama sa acolo în munți. Mama s-a murit, el era copilaș, tânăr, mic și a crescut, cum zice în Luca 1 cu 8, cu 80. Pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Și acolo a primit instrucțiunile, du-te, botează și vei vedea la un moment dat, îi spunea Duhul Sfânt, un om care va veni la botez și Duhul Sfânt se va coborî și când vei vedea Duhul pogorându-se, să știi că ăla-i, ăla-i cel înaintea căruia te-am trimis ca să îndrepți pe Israel. Și zicea Ioan, eu am văzut și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul Iisus! Mă opresc aici și zic Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze din lecția serii aceștia să alegem drept căpătâi a învățăturii mila și mângăierea celor trudiți, loviți de soartă, chinuiți și neapreciați și nemângăiați de nimeni, pune-te lângă El și vai bine se va simți. Mi-aduc aminte când am fost de, am luat copiii ăia orfani, pe Iliuță săracul, când a văzut pe Genoveva intrind între ei, turmă acolo, a venit în fugă, a sărit, a prins-o cu mâinile de gât, capul a pus aici, cu picioarele a îmbrățișat-o pe la mijloc și urla într-una, mama mea, mama mea, mama mea, într-una. O femeie de acolo a început să dea în el, să tragă de el, nu-l putea. Genoveva, tu să nu mai dai capă, dau eu în tine. Pe ăsta nu-l mai las, ăsta-l duc acasă. Dar eu deja făcusem un contract pentru alți doi, pentru Alin și pentru Rusalin. Și sosește și ei. Acum ce să fac? Eu și pe al treilea. Câtă mângăiere pe copiii ăia, câtă n-ai putut vedea. Când sosim acasă, nevasta zice, vai, Doamne, măi, Vasile, dar n-am curățat eu destul după 8 copii până acum, nu mi-aduci 3?
Las tu că ne-a ajutat Dumnezeu. Și ne-a ajutat Dumnezeu, slavă Domnului. Mângâiați în special pe cei ce sunt a Domnului. Nu-i lăsați nemângâiați. Amin.